Doamne, deci mai găsesc cuvintele, scăcat pe mine. Aveam fucking 240 la oră. Hei, salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou car vlog. Acum ies din București, n-am mai fost la facultate pentru că vreau să prind și eu un meci de seară să mă uit. Așa că plecăm la munte, la Bușteni. Sta alături de prietena mea și de Tașa, câinele nostru, care e super cuvinte aici. O să o luăm pe autostradă pentru că este mai liber, sper, și m-am săturat rău de drumul ăla pe DN1. Ți-e somnat? Un GoPro și headstrap ca să fac car vlog. Și astăzi mi-a venit și un microfon. Sper să se vadă și să audă bine în sfârșit. Să nu mai fie niciun fel de problemă. Pula mea, dă-te dracu la o parte. Persoană. Ce vreme faină e. Ce tare a intrat ăla. Ai văzut? Gata, intrăm și pe centura de București, apoi pe autostradă și îi dăm blană. Și se pare că e trafic și la ora asta. Nu vezi ce aglomerează? Ce căcat e aici? Uite apă, ziceai că trebuie să... Să ia lut așa. Ia lut așa. Păi dai să bea. Vrei? Îi dai? Ai, frate, nu cred că e aglomerat și la ora asta pe aici. Ți-e sete? M-a uitat. Hai, stai jos, până niță, mama. Cred că trebuie să-mi schimb plăcuțele de frână, că se aude sunetul ăla ciudat. Ca și cum e fier pe fieraș. De grupi.
Să-mi va pula în Bulgaria, mătii, futu-ți morții, mătii, să-ți fut. Băga-mi-a și pula în gura voastră, cineva da carnete. Morții voștri. Venii mei pula cu țigara, mătii. Stai și fumezi. Să-i dau plană. Dar să fie mai liber. Hai că nu se aude tare. Haide să-i dăm o plană. Să vedem cât se duce. Sper să nu fie curăță pe aici. Deci nu mai pot tremur, sunt căcat pe mine, efectiv. Aveam 240 la oră și am văzut mașina de poliție și am pus o frână de... A căzut și câinele și camera și tot. Deci m-am căcat pe mine, am crezut că mă oprește, dar cred că era oprit cu cineva sau nu știu, n-am înțeles agentul respectiv, că doar pe unul l-am văzut. Și s-a uitat așa după mine, dar nu știu, nu a venit după mine, nu nimic. Cred că era oprit cu altcineva. Așa că, doamne, deci nu mai găsesc cuvintele, s-a căcat pe mine. Aveam fucking 240 la oră. Și puii mei, nu știu. Ce-o fi, o fi. Sper să nu primez nimic acasă. M-am calmat, acum merg cu 138 am. Gata, nu mai... Da, cam asta a fost. Bine că s-a întâmplat așa și nu m-a oprit și că n-au venit după mine. Gata, cam atâta și pe ziua de azi. Acum ieșim de pe autostradă, intrăm în DN1. Așa că nu mai filmez. Sunt căcat pe mine și acum cu poliția, dar în același timp sunt și fericit că nu m-a oprit. Sper să nu primez nimic acasă, cum am mai spus. Așa că nu uitați să dați un like, să dați subscribe și un share, m-ar ajuta super, super mult. Și lăsați în comentarii orice doriți, e binevenit orice. Așa că eu am fost Costin și ne vedem data viitoare. Pa! Yeah!